Este duminică, ora 12, perfect. Este timpul ca eu să vă povestesc în casele voastre. Și nu puteți fi doar spectatori pasivi, trebuie să lucrăm împreună. Așadar, pregătiți dovlecei, roșii sherry, semințe de pin și restul aflăm imediat. Haideți în bucătăria la Vini Frăsinescu, Roșef, pentru o nouă experiență, pentru o nouă rețetă gustoasă și ușor de preparat. Așadar, să începem prânzul cum se cuvine. Ce credeți? Este acel moment minunat în care vom mânca toți, cel puțin cu ochii. Te salut, la Vinu, și mă bucur pentru că suntem din nou împreună. Bine ai venit la mine în bucătărie? Da! Îmi place că nici atâta masa nu este goală. Așa este. Și pot să spun că astăzi jumătate din ingrediente pot să le recunosc și eu. Adică dovlecei, lămâie, roșii, sherry și sare. Ok. Restul? Aici avem muguri de pin, semințe de pin și fulgi de drojdie inactivă. De ce e precisă din activă? Pentru că drojdia activă se pune la crescut și crește în stomacul nostru chiar după ce mâncăm pâinica. În schimb, drojdia inactivă nu mai are acest efect, în schimb e bogată în proteină, aduce și B12 în organismul nostru, deci de ce nu? Wow! Deci căutăm drojdie inactivă. Da. Bun. Și fulgii de pin cum îi cumpărăm? Cum îi alegem? Semințele de pin se găsesc la punguțe. Neapărat să verificăm, bineînțeles, data de expirare pe ei, pentru că sunt niște produse care nu se vând pe o gamă atât de largă, deci e posibil să-i găsim puțin ciudați la gust dacă nu îi luăm proaspeți. Superb! Ce facem astăzi? Păi, uite! Neapărat o să facem, baza va fi dovlecelul și vom face niște tagliatele de dovlecel. Asta nu-s paste? Sunt paste, dar nu conțin gluten, deci nu îngrașă, deci nu ne deranjează cu nimic, dimpotrivă. Ne accelerează metabolismul, sunt bogate în vitamine, sunt bogate în fibre, deci dovlecel. Super! Cu ce încep? Vom lua dovlecelul, îl curățăm pe capete și cu ajutorul unui peeler, după ce îl împărțim în 2-3 fâșii, văd că nu le dai până la capăt. Nu, ca să îl poți ține încă în palmă. Vei vedea imediat de ce. Deci cât adânc ne ducem? Trebuie să ajungă cât mai spre interior, să treacă de mijlocul. Da. E practic bucata pe care noi o vom folosi să facem tagliatelele. Și dacă ai acasă un spiralizator, poți face același lucru și vei avea spaghete, vei avea... Asta face părul creț. Face și părul creț. Ok. Avem nevoie de un bol. Da. Și spiralăm. Pentru că dovlecelul este proaspăt, nu necesită să-l decojim. Dar dacă avem zucchini sau alți dovlecei care nu sunt chiar de azi de iercule, și e bine să le curățăm coaja. Deci dacă ar fi fost altceva nu proaspăt, curățam coaja și apoi făceam minunea asta. Exact. Dar noi, pentru că este proaspăt... Uite ce frumos iese. Dacă îi cureți coaja, îți rămâne și culoarea albă și atunci poți jongla cu sosurile. Nimeni nu-și va da seama din prima ce ai tu aici. La cât sunt de gură spartă, cred că aș pune de dinainte să intre în casă ce vor mânca. Pentru că aș fi atât de încântată că a ieșit ceva din mânuțele mele. Da, e foarte ușor de preparat. Este practic mult mai mult decât o salată, pentru că este un fel principal, chiar dacă e crud. Vei vedea imediat... Ok, e suficient pentru o porție, dar bineînțeles, dacă dorești mai mult, nu te sfii, nu conține multe calorii, este foarte ok să-l consumi chiar în cantități deci mai mari. Să mănânc la nesfârșit? Poți pune chiar într-un bol de cocos, de bambus, de ce dorești tu. Mama, am fi poveste bună, pot mânca cât vreau eu și să te pune. Da. Acum îl voi asezona. Deci aici avem doar dovlecel și avem nevoie de diverse arome și ingrediente. Cum ar fi lămâia? Așa, o linguriță de suc de lămâie este binevenit. Puțină sare. Nici prea multă, că nu ne face bine. Așa, puțin ulei de măsline.
fulgi de drojdie, cam două linguri. Îmi inspiră primăvară, dar știu că doblegei sunt specifici sezonului ăsta de după vară, dar mă simt ca și cum aș într-o vară târzie. Îi poți pregăti chiar și iarna, fără nicio problemă. Mm-hmm. Îi poți avea ca aperitiv, ca fel principal, în funcție de ce dorești să ai pe masă. Ok, fulgii de drojdie vor da un gust brânzos acestui fel de mâncare. Ok. Miroase interesant. Da. Voi toca și câteva roșii cherry. Pentru design, gust sau consistență? Design și gust. Vezi ce frumos mă exprim, ca și cum aș fi trăit în bucătărie. Cele mai bune sunt roșiile zdrobite, dar le putem și felia. Ok. Așa. Amestecăm bine, punem și câteva semințe de pin. Și cu cât roșiile sunt mai dulci, cu atât tagliatelele tale vor fi mai gustoase. Ok, uite, deja arată divers. Au început să se omogenizeze, să ia din gustul toppingurilor. Poziționăm într-un bol sau pe o farfurie. Tu știi că mie îmi plac mai mult bolurile, dar da, și pe o farfurie. Și mă ofer să-l țin. Mulțumesc. Să nu-mi iasă tagliatelele. E foarte jucăuș bolul ăsta. Nu-mi place concurența. Ok. Wow. Așa. Acum nu am terminat. Mai am nevoie de decor. Tu știi bine că nu mă opresc la... Deci fără decor eu nu mănânc. Platingul, da, înseamnă mai mult decât... Chiar și într-un bol ai nevoie de... Scumpăriști. Așa, câteva semințe de pin. Gândește-te că sunt foarte benefice, chiar dacă nu consum multe, sunt foarte benefice, conțin și ele vitamine, acești grași esențiali și calciu. Acum te lasă de guști. Dar te rog, roagă-mă! Te rog! Știu că astăzi avem amândouă furculiță, așa că te rog să adusăm împreună. Ok. Deci, da. Te las pe tine în prima. Doamne, cât sunt de frumoase! Neapărat trebuie să iei și o roșioară din prima, să știi. Perfect. Păi le lași o să supere pe mine. Cum ți se par? Foarte ușoare, super comestibile. Cred că pot fi folosit și la meci pe post de chipsuri. Sunt foarte gustoase, într-adevăr. Da, te duc cu gustul către nachos, te duc cu gustul către... Nu? Așa nu realizez că ai în farfurie un doblecel. Deci da, eu mai rămân să mănânc, voi continua să rămânesc cu mensana. Este minunat și vă încurajez să încercați și voi. Lavinia, mulțumesc tare mult! Pe curând! Arterele duc sânge bogat în oxigen de la inimă și restul organismului, iar venele aduc sângele sărac în oxigen înapoi la inimă. Când venele de la picioare nu pot transporta suficient sânge înapoi spre inimă, vorbim de insuficiență venoasă cronică. Când stăm în picioare, sângele din venele de la picioare trebuie să urce împotriva gravitației către inimă. Când mușchii de la gambe se contractă, ei comprimă venele. În același timp, valvele venoase care acționează ca supape unidirecționale se deschid. În acest fel, sângele este împins în sus. Când mușchii gambelor se relaxează, valvele venoase se închid, împiedicând scurgerea înapoi către picioare a sângelui. Acest mecanism complex de transport a sângelui către inimă se cheamă pompă venoasă. Când mergem, mușchii de la picioare se contractă, așa încât pompa venoasă funcționează bine. Dar când stăm în picioare sau pe scaun, timp mai îndelungat, sângele din vene stagnează, iar presiunea venoasă crește. Pentru că unul din trei români se confruntă cu această problemă, dr. Iuliana Lupu în această ediție ne va oferi informații utile și soluții. Doamna doctor, ce afecțiuni se ascund în spatele acestor simptome? Senzații de picioare grele sau obosite, dureri, senzații de picioare umflate sau de arsură, crampe nocturne. Aceste simptome par să fie primele semne ale insuficienței venoase cronice. Ce este insuficiența venoasă cronică?
Insuficiența venoasă cronică este o afecțiune cronică, progresivă, care afectează venele membrelor inferioare. În mod normal, sângele este transportat de la inimă la țesuturi prin intermediul arterelor și se întoarce înapoi prin vene. Venele de la nivelul membrelor inferioare se împart în trei categorii. Sunt vene profunde, situate între mușchii gambei, și acestea sunt mai puțin predispuse să se dilate. Sunt vene superficiale, situate sub cutanat, și vene performante, care fac legătura între cele două. În timp, din cauza ortostatismului prelungit și a sedentarismului, sângele stagnează în sistemul venos, crește presiunea în vas și astfel peretele se dilată. În plus, la nivelul venelor, noi avem un sistem valvular care funcționează sub forma unei supape unidirecționale. În momentul în care mușchii gambieri se contractă, sângele este împins în sus, valvele se deschid și permit trecerea acestuia. Când mușchii nu se mai contractă, sângele are tendința să revină înapoi în periferie, dar este împiedicat prin închiderea acestor valve. Sexul feminin, sedentarismul, obezitatea duc în timp la deteriorarea acestui sistem valvular, lucru care duce la o creștere și mai mare a presiunii venoase la nivelul membrelor inferioare și la o deteriorare suplimentară a peretelui venos. Cum se manifestă? Într-o primă etapă se manifestă prin dureri la nivelul gambelor, prin senzația de picioare grele, obosite, prin crampe musculare nocturne. Asta este primul stadiu. În timp încep să apară vene de dimensiuni foarte mici, telangiectazii, deci mai mici de 1 mm, sau vene mai mici de 3 mm la nivelul gambelor. Cel mai frecvent sunt afectate porțiunea medială a gambei, dar ulterior avem leziuni și la nivelul feței anterioare și laterale a gambei. Dilatațiile progresează, apar venele varicoase de dimensiuni mari. Pe măsură ce insuficiența venoasă cronică progresează, creșterea presiunii venoase duce la modificări tegumentare. Insuficiența venoasă cronică este o boală care, netratată, se poate complica. Pot apărea tromboflebite superficiale sau profunde, pot apărea tromboze chiar sau ulcere venoase la nivelul gambelor. Cum se tratează atunci insuficiența venoasă cronică? Schimbând stilul de viață. Trebuie să ne asigurăm că avem o greutate corporală adecvată, că avem un regim de viață adecvat. Trebuie să evităm sedentarismul, ortostatismul, trebuie să ne controlăm patologia asociată și aici vorbim de diabet zaharat, de insuficiență cardiacă, de hipertensiune. Sunt mai frecvent afectate femeile decât bărbații. Incidența insuficienței venoase cronice crește odată cu înaintarea în vârstă. Dacă până la vârsta de 50 de ani mai puțin de 30% din populație prezintă această afecțiune, după 60 de ani procentul ajunge la 2/3. Ce recomandări aveți pentru un pacient cu insuficiență venoasă cronică? Trebuie să urmeze un tratament cu flebotonice sistemice constant, trebuie să poarte ciorap de compresie elastică pe tot parcursul sezonului rece, vara e mai dificil, și trebuie să facă mișcare. Mersul pe jos măcar 10 minute pe zi scade semnificativ riscul de dezvoltare a complicațiilor. Cum tratăm efectele insuficienței venoase cronice? În primul rând, trebuie efectuată o ecografie Doppler a venelor membrului inferior. Dacă se constată că sunt tulburări de flux, un chirurg cardiovascular poate efectua diverse terapii chirurgicale. Și asta înseamnă stripping, înseamnă
bypass-uri ale zonei afectate sau ligaturi venoase. Se poate apela și la tratamente endovenoase cu laser sau cu radiofrecvență care închid venele mari. În primele etape ale bolii se pot efectua ședințe de scleroterapie și de laser vascular care închid venele de la suprafața pielii. În felul ăsta este mult redusă încărcătura venoasă cutanată și modificările cutanate în timp sunt diminuate. Asta nu înseamnă că nu apar vase noi, dar aceste vase oricum ar fi apărut, iar pielea se modifică mult mai puțin. Tendința de hiperpigmentare este redusă și aspectul estetic este mult îmbunătățit. Cum se realizează? Procedura este relativ simplă. Venele mari sunt injectate cu o substanță fibrozantă. Această substanță irită pereții venoși, care în timp se colabează, sângele nu mai circulă prin venă, nu mai este observabilă și de asemenea nu se poate dilata suplimentar în timp. Vasele de mici dimensiuni sunt tratate cu laserul. În încheiere am adus evident o listă de mituri pe care mă gândeam să le discutăm. Venele varicoase reprezintă o problemă de natură cosmetică și nu necesită neapărat vreun tratament. Venele sunt într-adevăr o problemă cosmetică. Din păcate, prezența lor arată că sistemul venos este supra-solicitat la nivelul membrelor superioare, la nivelul membrelor inferioare și că în timp vor apărea leziuni ale pielii. Factorii genetici înaintarea în vârstă reprezintă niște cauze importante în dezvoltarea varicelor și a insuficienței venoase cronice. Da, asta este adevărat. Dacă avem un membru al familiei cu insuficiență venoasă cronică, avem un risc de două ori mai mare de a face și noi această afecțiune. Și ca orice lucru, pe măsură ce trece timpul și sistemul nostru venos se deteriorează, deci da, vârsta este un factor de risc important. Bărbații nu prezintă vreun risc de a avea varice sau de a se îmbolnăvi de insuficiență venoasă cronică? Bărbații fac și ei insuficiență venoasă cronică, numai că încărcarea estrogenică la ei este mai mică și atunci sunt mai puțin predispuși și de asemenea fac această boală la o vârstă mai înaintată decât femeile. Ciorapii de compresie și statul cu picioarele ridicate reprezintă adevărate leacuri pentru varice. Ciorapii elastici ne pot salva picioarele. De asemenea, menținerea picioarelor la un unghi de 30 de grade deasupra planului corpului, deci nu e suficient să ne urcăm picioarele pe un scăunel. Trebuie să ne asigurăm că picioarele sunt situate deasupra nivelului inimii, reduc semnificativ simptomatologia, reduc edemul, reduc senzația de picioare obosite sau dureroase și împiedică evoluția bolii în timp. Ar trebui să stăm cel puțin 30 de minute cu picioare ridicate de 3-4 ori pe zi. Statul mult timp în picioare constituie un factor de risc pentru dezvoltarea venelor varicoase. Statul mult în picioare înseamnă că mușchii gambier nu se contractă suficient și atunci funcția de pompă a piciorului este pierdută. De asemenea, sângele pentru a ajunge înapoi la inimă trebuie să se lupte cu gravitația și atunci crește presiunea în sistemul venos. Excesul de kilograme poate contribui la apariția varicelor și a insuficienței venoase cronice. Da, obezii au mai des insuficiență venoasă cronică și dezvoltă forme mult mai severe, pentru că și încărcarea este mai mare la nivelul sistemului venos. Hidratarea insuficientă contribuie la dezvoltarea varicelor și a insuficienței venoase cronice. Nu neapărat. Dar da, ne ajută să bem apă. Dr. Ruxandra Sinescu, medic primar chirurgie plastică, reconstructivă și estetică, unul din puținii chirurgi români membri ai prestigioasei Societăți Americane de Chirurgie Plastică, American Society of Plastic Surgery, ne aduce în atenție o metodă nouă, revoluționară cu siguranță. Remodelarea nasului nechirurgical. Sper că ești aici și ne urmărești cu atenție.
Dr. Sinescu, ce este rinoplastia nechirurgicală? Înlocuiește aceasta chirurgia clasică? Da și nu. Rinoplastia nechirurgicală este exact ce îi spune numele, o remodelare a piramidei nazale fără bisturiu, fără anestezie, fără intervenție chirurgicală. Are niște indicații foarte clare, însă reușește să rezolve temporar unele probleme care țin doar de aspectul nasului și nu și de partea de funcție. Problemele de respirație sau deviația de sept, evident că nu pot fi corectate în acest mod. Ce poate corecta? Poate corecta niște mici deficiențe de formă, nasul în cocoașă, de exemplu, o cocoașă prea proeminentă, sau nasul în șa, adică exact inversul nasului în cocoașă, dorsumul nazal, cum se numește în termen medical partea asta de aici, care este concav. Sau un vârf al nasului mult prea lăsat, mult prea îndreptat în jos. Toate aceste, repet, mici probleme de formă pot fi corectate cu ajutorul unor injectabile, unor substanțe injectabile care pot fi temporare sau permanente. Este o discuție și despre indicația substanței și ce anume alegem pentru aceste injectări. Iar ca rezultat, fără niciun fel de discuție că aspectul feței și aspectul feței al cărei element principal, central, este nasul, aspectul feței se îmbunătățește considerabil. Ce este de reținut este că niciodată un pacient care are o problemă de dimensiuni, în sensul că îi se pare că nasul lui este prea mare și l-ar dori micșorat, nu își va găsi rezolvarea în rinoplastia injectabilă, pentru că rinoplastia și orice injectabil adaugă volum, nu îl scoate. Așa încât automat, la finalul injectării, dimensiunile reale ale nasului vor fi ușor mărite față de inițial, dar forma și profilul vor fi în mod clar îmbunătățite. Care sunt persoanele care pot apela la această procedură și care sunt acele corecții care nu pot fi corectate prin această procedură? Persoanele care pot apela la această procedură sunt absolut toți pacienții în stare bună de sănătate și care își doresc o corecție estetică a nasului, dar încă n-au ajuns la momentul potrivit pentru a apela la o intervenție chirurgicală. Din punct de oricum, orice pacient care vine într-o clinică de chirurgie estetică trebuie să aibă peste 18 ani, asta e clar. În rest, nu există neapărat contraindicații în legătură cu pacientul în sine, iar în ceea ce privește ce putem corecta și ce nu putem corecta, vă spuneam și mai devreme, corecțiile care se pot face țin strict de estetică, nu țin în niciun fel de funcție. Problemele de respirație nu se pot corecta în acest fel, deviația de sept nu se poate corecta în acest fel. În rest, cu condiția, repet, să ținem minte că nasul va fi ușor mărit ulterior, nu avem neapărat alte afecțiuni pe care, sau alte probleme pe care să nu le putem corecta cu ajutorul unei rinoplastii chirurgicale. Cum se efectuează tratamentul? Cum decurge intervenția? Tratamentul este foarte simplu, nici nu pot să-l numesc intervenție. Este o procedură de medicină estetică, de medicină cosmetică. Se desfășoară într-un cabinet, nu este nevoie de sală de operație. Pacientul poate opta pentru anestezie topică locală, dar există și cazuri în care ea nu este neapărat necesară. Procedura este destul de lejeră din punct de vedere al nivelului de durere. În condițiile în care avem de aplicat topicul anestezic local, el stă pe față de la 20 de minute în sus, între 20 și 40 de minute în funcție de cât de puternică este substanța respectivă. După care urmează partea de injectare propriu-zisă, care durează între 5 și 10 minute. Și se practică niște microinjecții pe zonele pe care ne dorim să le corectăm, cantități extrem de mici de filler, repet, fie temporar, fie permanent, dar personal nu recomand filerele permanente, cu atât mai puțin pe zona nasului, care
care cantități se injectează în punctele de interes, se așteaptă câteva minute pentru a verifica dacă apar complicații. Există și câteva complicații posibile, una dintre ele chiar severă. Sunt rare, din fericire, dar există. Și cam asta este tot. Pentru rezultatul final însă nu este suficientă întotdeauna o singură sesiune de injectare. Uh-huh. Oricum, de obicei, se recomandă măcar două sesiuni spațiate la cam 6 săptămâni, 4-6 săptămâni una de cealaltă. Dar ca la orice filler, rezultatul final se evaluează după măcar două săptămâni de la injectare, pentru că în acest timp substanța are vreme să se așeze, între ghilimele, și rezultatele să se stabilizeze. Putem vorbi despre recuperare și a doua întrebare, cât durează efectul? Recuperarea este minimală. Pacientul, toate aceste proceduri de altfel injectabile, minim invazive, sunt ceea ce americanii numesc lunchtime procedures. Ele se desfășoară în timpul pauzei de prânz, după care pacientul pleacă și își reia activitățile și rutina normală absolut firesc. Există, repet, niște posibile complicații care, dacă apar, necesită un tratament ulterior. Partea minunată a filerelor temporare și mai ales a acidului hialuronic este că avem la îndemână o substanță cu ajutorul căreia putem să dizolvăm ce am injectat, în condițiile în care rezultatul nu e chiar ce ne doream sau în condițiile în care, Doamne ferește, se întâmplă ceva rău. Iar rezultatele efective, din punct de vedere estetic, bineînțeles că depind de substanța pe care am injectat-o. La filele temporare vorbim despre un rezultat care durează între 12 și 24 de luni, în funcție de viscozitatea produsului injectat. Bineînțeles că în perioada aceasta se pot reface mici corecții, dar mici însemnând extrem de mici. Nu relua procedura, ci pur și simplu reinjecta o cantitate minimală, infinitezimală de produs, dacă cumva nu se menține efectul chiar până la 24 de luni. Noi românii trebuie să ne facem un plan financiar bine stabilit, așa că nu pot să nu vă întreb cât costă această procedură. Depinde foarte tare costul de substanța injectată și bineînțeles că fiecare injector are și propriile niveluri de preț. Dar nu, n-aș zice că partea de injectabile este neapărat ceva care sparge bugete. În general, în momentul acesta, între 300 și 450, să zicem, de euro mililitrul de acid hialuronic. Nu vorbesc despre substanțele permanent, semi-permanente sau permanente care sunt mai scumpe, dar repet, nu le recomand, eu personal nu le recomand în general și cu atât mai puțin pentru nas, așa încât nu o să mă exprim asupra prețului lor. Vă mulțumesc tare, tare mult! Și eu vă mulțumesc! Lentile de contact versus ochelari de vedere. Ce să alegi? Această ramură a medicinei a evoluat mult în ultimul timp, producătorii de lentile oferind din ce în ce mai multe opțiuni pentru cumpărători. Dar ce să alegi? Ochelarii de vedere care te țin și câțiva ani sau lentile de contact care uneori îți pot da bătăi de cap? Care este varianta mai sănătoasă și mai eficientă pentru corectarea vederii? Aflăm împreună de la medicul oftalmolog Irina Bârcă. Ce bine că medicina evoluează atât de frumos încât ne oferă soluții multiple pentru probleme. Sunt în cabinetul unui medic oftalmolog care ne va spune care sunt avantajele și dezavantajele ochelarilor, dar și a lentilor de contact. Vă salut! Bună ziua! Mă bucur să ne reîntâlnim. Așa cum spuneai și tu, o să abordăm două teme asemănătoare până la un anumit punct și diferite de la un anumit punct încolo. Este vorba despre ochelari și despre lentile de contact. O să începem cu ochelarii pentru că majoritatea pacienților sunt purtători de ochelari și din păcate există destul de multe reticențe în ceea ce privește lentilele de contact, deși nu ar trebui. Ochelarii sunt ușor de prescris, consultația nu durează mult, este nedureroasă, asta fiind între avantajele purtării ochelarilor și prescripției de ochelari.
Nu se întrețin greu, au nevoie într-adevăr de o lavetă și de o soluție specială pentru curățat lentilele, spre deosebire de lentilele de contact unde întreținerea este un pic mai delicată. Și aceștia pot să fie mai ușor de adaptat pentru un pacient. Adaptarea de obicei cu ochelari poate să dureze câteva zile, 2-3 zile. La lentilele de contact, ca și avantaje, aș putea enumera mai multe, din ce în ce mai multe, pentru că ochelarul are și anumite dezavantaje, cum ar fi nu poate fi purtat de către sportivi în foarte multe sporturi, din cauza faptului că nu cuprinde tot câmpul vizual. Din cauza ramelor, practic, pe lateralul acestea nu se vede la fel de clar ca și prin intermediul lentilei. Și aceasta ar fi unul dintre dezavantaje. Alt dezavantaj pentru ochelari ar fi că nu poate fi adaptat pentru diferențe mari între cei doi ochi sau pentru anumite patologii. La lentile de contact, ca și avantaj, ar compensa ceea ce nu acoperă ochelarul. Lentila de contact este indicată atât pentru sportivi, este indicată pentru că poate să corecteze aproape orice viciu de refracție, poate corecta dioptriile, diferențele mari de dioptrii între ochi. De fapt, asta a fost și scopul pentru care s-au inventat lentilele acum multe zeci de ani. Scopul nu a fost unul estetic, a fost unul de corectare a dioptriilor mari și a diferențelor mari de dioptrii, pe care altfel creierul uman nu le tolerează pe o ramă de ochelari. Un alt avantaj ar fi cel estetic. Știm foarte bine că în ziua de astăzi există și lentile de contact colorate care pot schimba culoarea irisului. Permit femeilor să se macheze mai bine, cu mai multă acuratețe, cel puțin la apropiere. În general acoperă aproape toate viciile de refracție. Sunt într-adevăr și mici dezavantaje pentru lentile de contact. Unul ar fi că necesită o adaptare de câteva zile mai multe decât ochelarul, poate o săptămână sau chiar două în cazul anumitor tipuri de lentile. Necesită niște costuri mai mici pe termen scurt, dar pe termen mai lung lentile de contact reprezintă o investiție un pic mai mare decât ochelarul. Necesită ca pacientul să înțeleagă foarte bine cum se manevrează lentila de contact, să înțeleagă că igiena este cel mai important factor în manipularea lentilei de contact. Și întreținerea cuprinde soluții de întreținere specifice, care sunt antiseptice. Anumite lens case-uri sunt recipiente în care practic pacientul trebuie să-și lase lentila de contact seara, ca un fel de toc de ochelar, dar acestea sunt niște lens case-uri. Și întotdeauna ne trebuie o igienă a mâinilor foarte, foarte importantă. Asta ca și dezavantaje pentru lentile. Sunt afecțiuni pe care le putem acoperi cu precădere cu lentila și nu cu ochelarul, dincolo de dioptriile foarte mari? Da, afecțiunile de tip keratoconus sunt, pentru acestea sunt preferate lentilele de contact, mai ales lentilele de contact dure, și din ce în ce mai mult lentilele de contact dure sunt folosite pentru corecția și în unele cazuri pentru stagnarea miopiei, lucru foarte important și la copii. Lentilele de contact acoperă destul de mult, au depășit bariera de corectare a viciilor de refracție și le putem folosi și în scop terapeutic. Lentila de contact de asemenea poate fi folosită și ca un pansament pentru acei pacienți care au eroziuni corneene. Lentila de contact vine practic să sigileze locul care este zgâriat și care primește un tratament și vine cumva să îl protejeze față de factorii externe. Lentila de contact are și scop estetic și scop terapeutic. Și scopul de a corecta viciile de refracție. Înțelegem că sunt mai multe tipuri de lentilă și acum vreau să vorbesc despre cum alegem ochelarul și cum alegem lentila. Obligatoriu înainte de alegerea ochelarului și sau a lentilelor de contact este consultația. Este obligatorie. General se recomandă un consult oftalmologic care să cuprindă determinarea acuității vizuale, măsurarea tensiunii intraoculare, examinarea părții anterioare și posterioare a ochiului. Și foarte importantă este discuția cu pacientul. Ce fel de ce și-ar dori, ce stil de viață are, la ce s-ar adapta. Sunt persoane care sunt foarte sensibile la atingerea ochiului și acelea nu s-ar prăta la lentile de contact. Depinde foarte mult de ce sport practică pacientul,
dacă, de exemplu, lucrează într-un mediu cu praf, acela nu va fi ușor de adaptat cu lentile de contact pentru că există riscul de infecție mult mai mare. După consultul oftalmologic și discuția cu pacientul, urmează prescripția pentru ochelari. Chiar și un pacient purtător de lentile de contact are nevoie de un ochelar pe care să-l poarte, pentru că sunt situații în care lentilele de contact nu se pot purta, în contextul în care pacientul are o conjunctivită, este răcit, în care nu-și dorește să-și aplice lentile de contact și atunci ar trebui să aibă și un ochelar de rezervă și atunci, în funcție de rețeta de ochelar, se poate adapta și lentila de contact. Sunt până la un anumit punct identice. Pentru dioptrii mai mici sau mai mari de 4, acestea diferă față de prescripția de ochelar, la fel și pentru astigmatisme. Acolo avem niște criterii mai dificile de alegere. După stabilirea prescripțiilor pentru ochelari și lentile de contact, recomandat este ca pacientul să facă o probă cu lentile de contact, exact același lucru pe care recomandăm și când pacientul își cumpără un pantof. Știm anumită mărime, dar trebuie să vedem cum vine pe ochi, cât de largă trebuie să fie lentila, cât de strânsă. Toți factorii ăștia influențează și calitatea vederii, felul în care pacientul se simte cu lentilele de contact, în care vede cu ele, trebuie să aibă confortul cât mai mare și vederea cât mai bună. Și atunci trebuie făcut o probă înainte cu pacientul ca să vadă ce tip de lentile de contact îi se potrivește, mai departe de recomandările făcute în urma discuției. În cazul ochelarului? În cazul ochelarului, după finalizarea prescripției pe care o face pacientul împreună cu medicul, acesta este îndrumat către un optician. Și acolo este pus în fața mai multor alegeri. De obicei se recomandă pacientului pe rețetă și tipul de lentile pentru ochelari. Dacă dioptriile sunt mari, necesită subțire pentru că pot să devină grele și poate să fie un disconfort pentru pacient. Depinde iarăși de stilul de viață, de natura jobului. În unele cazuri se recomandă ca ochelarii să aibă și anumite filtre de protecție, cum sunt filtre de protecție pentru calculator. Aș recomanda ca toți ochelarii să aibă măcar un filtru antireflex pentru a înlătura disconfortul pe care pacientul simte la lumină puternică sau la schimbări de lumină, mai ales seara la șoferi. În afară de subțierea și tipul de lentile de ochelar, sunt unii care își doresc și o protecție UV și atunci ar fi un strat în plus de aplicat. Asta ar fi despre alegerea lentilelor. În ceea ce privește alegerea ramelor, iarăși trebuie să țină cont de anumite criterii. Trebuie să țină cont de materialul ramei. Sunt unele materiale care sunt un picuț mai dure, dar sunt mai rezistente. Însă acestea pot să devină mai grele dacă pacientul are niște dioptrii mai mari și sunt purtate în timpul zilei aproape permanent. Sau pot să fie materiale care sunt din plastic, sunt mai ușor de purtat, dar sunt mai puțin rezistente. Ca și tip de ramă trebuie să se potrivească numai din punct de vedere estetic al culorii pe care pacientul o preferă și formei feței și dioptrii. Este cunoscut că pentru anumit tip de lentile, de exemplu pentru lentilele progresive care compensează toate distanțele, acelea trebuie o lentilă un pic mai mare, cu un câmp vizual un pic mai mare. La fel, lentilele de contact trebuie și ele adaptate în funcție de viciul de refracție și de ceea ce vrem să obținem, de ce își dorește pacientul de la lentilă, fel ca și la ochelari. Sunt pacienți care poartă lentilele de contact doar la anumite ocazii și atunci alegem după alte criterii, materialul trebuie să fie un pic mai confortabil cu un conținut mai mare de apă. La fel și la lentile pentru ochelari. Dacă pacientul își dorește mai degrabă o lentilă de purtat doar la birou și doar pe parcursul orelor petrecute la servicii, atunci trebuie să ne gândim la un tip de lentile specifică care să-i acopere doar distanțele la care lucrează. La cât timp ar trebui să le schimbăm și la cât timp revenim pentru consultă? Pentru consult teoretic ar fi trebuit să facem o dată pe an un control, o reverificare. În cazul pacienților purtători de lentile de contact, controlele după prima adaptare a unei lentile sunt pic mai frecvente, pentru că pacientul vine cu întrebări, întâmpină anumite dificultăți și atunci trebuie ajutat de către medic. În general, la purtătorii de lentile de contact, mai ales la lentile de contact moi, vorbim cam la 3 luni, 6 luni în control. Pentru că de obicei pacientul își cumpără cât un pachet atât de 3 sau 6 lentile și pe fiecare ochi și atunci durata unui set ar fi de 3 luni. Și la cele 3 luni se recomandă un control. Plus să vedem dacă sunt sau nu zgârieturi la nivelul cornei, dacă sunt semne de infecții, de inflamații și dacă s-au schimbat dioptriile. Pentru ochelari, un control anual sau oricând pacientul simte nevoia. Ce presupune întreținerea ochelarului?
Întreținerea ochelarului este un pic mai simplă decât în cazul lentilei de contact. Întreținerea ochelarului presupune o lavetă curată, o soluție specifică pentru curățat lentila. Altfel, riscul este de a zgâria lentila, de a se exfolia acel tratament antireflex sau filtrele de protecție pe care le are, de a degrada practic calitatea lentilei. Este destul de simplă, dar trebuie achiziționate din magazine de optică, ar fi recomandat, la fel ca și ochelarul. Pentru lentilele de contact, întreținerea, după cum spuneam, necesită și soluții antiseptice specifice. Asta e un lucru foarte important de cunoscut pentru pacienții cu alergii. Sunt pacienți cu alergii care nu pot tolera soluțiile antiseptice, așa că nu se vor putea încadra la purtarea lentilelor de contact. Și necesită un suport pentru lentile, acel lens case, care la fel trebuie să fie curățat ca și lentile de contact și în care lentilele se depozitează atunci când lentila este scoasă. Uh-huh. Sunt lentile care se poartă doar 24 de ore, se aruncă, acestea nu mai au nevoie de soluții de întreținere și de un lens case, sau sunt lentile de contact care se poartă 30 de zile sau 14 zile. Ori continuu, de dimineață până seara, se poate și dormi cu ele, altele se poartă discontinu, se poartă doar pe parcursul zilei. Și după perioada de purtare, ele trebuie să depozitate undeva, în soluția sterilă, niciodată în contact cu apa și doar într-un recipient specific. Sunt situații în care pacientul nu are voie să aleagă lentila de contact ca formă de tratament? Sunt situațiile în care pacienții lucrează într-un mediu cu foarte mult praf. Atunci nu ar fi o recomandare bună pentru pacienții care au un ochi uscat, pentru că nu o să tolereze foarte bine lentile de contact, acesta va da o senzație permanentă de corp străin. Pacienții care suferă de conjunctivite repetate, în general și în cazul pacienților diabetici, pentru că filmul lacrimal se evaporă un pic mai repede, uscăciunea este mai mare și aceasta ar putea să fie o contraindicație, însă o contraindicație totală, dar ar putea să fie un impediment. Și în general la copii undeva face recomandare cam de la 14 ani încolo. Media la nivel mondial este de 7 ani. Vârsta nu e un criteriu pentru copii, dar e vorba de colaborarea cu copilul, de cât de mult înțelege, pentru că igiena mâinilor este foarte importantă și atunci colaborarea cu pacientul e cea mai importantă pentru lentilele de contact. Astea ar fi criterii de non-alegere pentru o lentilă față de un ochelar. Care sunt riscurile la care ne expunem purtând într-un timp îndelungat lentila de contact? Lentila de contact, în funcție de fiecare tip de lentilă, se poartă un anumit număr de ore, după cum spuneam, sau un anumit număr de zile. Peste această perioadă recomandată de producător și de către medic, lentila se degradează, scade destul de mult calitatea vederii, practic pacientul va vedea în ceață prin lentila de contact, crește riscul de a face infecții, de a face inflamații la nivelul ochiului, care înseamnă secreții, iarăși vedere în ceață, senzație de corp străin, de arsură, fotofobie, sau poate să dezvolte o alergie în timp care să nu-i mai permită purtatul lentilei de contact pe o perioadă destul de îndelungată. Mi-a spus de igienă și cred că este foarte important ca cei care ne privesc să înțeleagă exact ce înseamnă întreținerea lentilor de contact și trecem imediat la arăta practic. Sigur. Cum ar trebui să instruim un pacient care are lentile de contact? Un pacient, ca să fie un bun purtător de lentile de contact, ar trebui să țină cont de câțiva factori. Unul dintre ei ar fi igiena mâinilor, cum spuneam, e cel mai important, și adaptarea lentilei de contact, punerea ei și scoaterea lentilei de contact. Ar trebui să urmeze câțiva pași simpli, astfel încât să-i fie foarte ușor de pus și de scos lentila de contact și de manevrat în timp. Înainte de a pune lentila de contact pe ochi, preferăm să o deschidem din blister. Fiecare lentilă de contact vine ambalată separat și stă într-o soluție sterilă. După deschiderea lentilei de contact, ne spălăm pe mâini. Ne spălăm și ne uscăm bine de tot pe mâini. La fel și uscatul pe mâini este o etapă foarte importantă, pentru că apa înseamnă un risc mare de transmitere al infecțiilor. După spălarea și uscarea pe mâini a pacientului, nu recomandăm o soluție specială sau un prosop special. Deci poate folosi ceea ce are și acasă, nu trebuie ceva specific pentru lentilă. Urmează etapa de adaptare a lentilei de contact. Pacientul este rugat să privească în sus,
sau în jos sau în spre nas. În oricare dintre cele trei variante, important este să aplicăm lentila de contact pe partea albă a ochiului, pentru că acolo sunt mai puține terminații nervoase și pacientul nu îl va resimți ca un corp străin. Lentila de contact se ia cu buricul degetelor din soluție, le au ușoară culoare albăstruie, nu schimbă culoarea ochiului, nu acestea, în orice caz. Și este alcătuită dintr-un material de silicon hidrogel. Folosim degetul arătător pentru a pune lentila de contact. Pacientul este rugat să stea cu capul drept sau chiar ușor de tot aplecat și să se uite în cazul ăsta sus. Lentila de contact va fi aplicată foarte mult pe partea asta de jos a ochiului, cât de mult putem. După care va fi rugat să se uite stânga-dreapta. Ok, să închidă ochii ușor. Îi facem un mic masaj astfel încât lentila de contact să rămână fixată pe cornee. Este foarte importantă etapa în care ținem departate aproapele pacientului, astfel încât aceasta să nu clipească și prin clipire să nu înlăture lentila de contact. Și ulterior este rugat să clipească pentru că lentila de contact se centrează singură și se elimină de sub ea și lichidul în care a stat. După adaptarea lentilei de contact, pacientul este examinat la microscop și ulterior este testată vederea. În ceea ce privește scoaterea lentilei de contact, avem aceeași procedură, ne spălăm pe mâini și ne uscăm pe mâini. Pacientul o să fie rugat să privească în sus de data asta. Scoaterea unei lentile de contact este mai simplă decât aplicarea ei. Scoaterea unei lentile de contact, pacientul va fi rugat să privească în sus și vor fi ținute ploapele depărtate. Cu mâna dreaptă se va încerca înlăturarea lentilei de contact de pe suprafața ochiului prin tragerea lentilei în jos și ulterior prinderea acesteia cu două degete. După tragerea în jos a lentilei, este scoasă cu cele două degete și este ulterior pusă în recipientul ei și în soluția dezinfectantă. Etapa de scoatere este cea mai importantă, dar toți acești pași trebuie făcuți cu pacientul în cabinet pentru ca el să poată exersa și acasă și să știe dacă există întrebări, care sunt răspunsurile la acestea. Vă mulțumim tare mult, cu siguranță de vom reveni și noi pentru aducerea de răspunsuri pentru pacienții noștri. Mulțumesc și eu! Rămânem în zona capului astăzi și vorbim despre extracțiile dentare. De ce sunt deosebiți, dar atât de frecvent, extrași molarii de minte? Este un mit recomandarea de a nu se consuma lactate după extracție? De ce este interzis fumatul pentru 72 de ore de la extracție? Când se cere o extracție și de ce este imperios să avem o radiografie dentară recentă? Aflăm în doar 20 de secunde de la medicul stomatolog Beatrice Gâjman. Când ai făcut tu ultima extracție? Crezi că este importantă mâna care a realizat intervenția? Sunt aici să citesc răspunsurile voastre. Continuăm așadar ediția vorbind despre molar de minte, despre extracție. Bineînțeles, nu pot vorbi singur despre acest lucru. Alături de mine se află Beatrice Gâjman, medic stomatolog și implantologie dentară. Te salut! Bună! Bine v-am găsit! Mă bucur pentru că suntem împreună. Vrem să știm pentru început care este rolul molarilor înainte de a vorbi despre extragerea lor. Molarii sunt câte 3 pe fiecare cadran al gurii, deci în total noi avem 3 ori 4, 12 molari. 4 sunt de minte. Acești molari de minte apar în jurul vârstei de 18 ani până la 25 de ani, dar sunt molari de minte care pot să nu apară deloc toată viața sau să apară la 35, 40, 50 de ani. Rolul lor nu este foarte bine definit. Cei mai mulți pacienți nici măcar nu-l folosesc pentru că fiind chiar ultimii nu au contact unii cu alții. Mulți sunt erupți sau alții sunt incluși.
Molarii de minte, ca și ceilalți molari, au rol de masticație. Deci în procesul de digestie, rolul lor este de masticație, spre deosebire de incisivi, unde alimentele sunt tăiate, unde există și un rol fonetic, sau spre deosebire de canini. Deci molarii sunt cei mai utili în masticație, de aceea când pacienții nu au molari, nu au măsele, nu pot să mănânce și apar alte probleme gen digestive. Mi-ai spus molari de minte incluși. Ce înseamnă asta? Molarii incluși sunt, cum spune și termenul, în os, intraosos, deci ei nu pot să erupă din diverse cauze. Nu există spațiu suficient, osul maxilar sau mandibular este insuficient dezvoltat sau pur și simplu în procesul lor de dezvoltare mugurele a fost intraosos prea sus dezvoltat. Ei pot să dea probleme sau nu, toată viața pot să rămână acolo. În cazul în care dau probleme, apare acel trismus al gurii, când nu poți să mai deschizi gura, apare un blocaj articular, apare o pericoronarită, se infectează gingia din spatele lor, pacientul prezintă febre, durere, care evoluează spre ureche, spre otită și senzația este total neplăcută, este un disconfort general. Dacă se prinse la medicul stomatolog, acesta face o incizie, cere o radiografie și pe baza radiografiei hotărăște care este poziția molarului de minte, dacă este într-o poziție destul de profundă și atunci se operează sau se așteaptă să erupe el singur. Vorbind despre molari în general, când se cere extracția lor? Dacă vorbim în general despre molari sau și premolari, pentru că măsele la oameni sunt compuse din premolari și molari, deci sunt două categorii. Toată lumea spune măsele, dar măsele sunt două categorii. Se cere extracția lor atunci când aceștia au probleme. În cele mai multe cazuri este indicată extracția când sunt foarte distruși, când procesul carios este atât de complicat încât nu mai poți să salvezi prin pivot sau prin obturație, sau când sunt procese inflamatorii, gen osteită, necroză osoasă. De asemenea, se mai recomandă extracția lor când pacientul are, știu eu, un cancer bucal, o tumoră și există înfocarul acela de infecție, sau la copii, la tineri, la adulți, când se pun aparate ortodontice. Dacă un dinte nu are loc pe arcadă, se evaluează starea lor și se va extrage premolarul sau molarul care ar putea să ofere un loc suficient pentru ca dinții să migreze, să se îndrepte dantura. O altă cauză a extracțiilor lor ar fi fractura. Foarte mulți pacienți neglijează o carie micuță și aceasta se transformă într-o carie profundă și când mănâncă ceva, un aliment mai dur, se fracturează, de obicei pe longitudinal. Și atunci se fracturează și coroana și rădăcina și nu mai poți să salvezi și se impune extracția. Sunt însă și contraindicații la extracție. Chiar am avut un caz acum câteva luni, un pacient care suferise un infarct miocardic acut. Dacă acesta este apărut cu mai puțin de 6 luni, nu se poate face extracția. Deci se recomandă așteptarea, se dă un tratament specific cu analgezice sau antibiotice. La fel în leucemie acute, nu se pot face extracții sau când pacientul este în tratament cu radioterapie sau chimioterapie, deci este total contraindicat, se așteaptă puțin să se termine tratamentul sau se stabilește cu medicul curant o altă variantă de tratament. Sunt pacienți care nu vor să facă radiografie, ca să discutăm un subiect sensibil, pentru că la români ne lovim și de cauza aceasta, mai ales eu care spuneam, am 50 de pacienți în medie pe zi, chiar zilele trecute am avut 2 urgențe care au refuzat să facă radiografie dentară. Care este explicația la români? Dom'le, nu fac radiografie pentru că nu mă doare și oricum vreau să scot măseaua, de ce să mă mai radiez? Și atunci trebuie să explicăm ca medici, pe înțelesul lor, de ce este nevoie această radiografie. Măselele au 2, 3 sau mai multe rădăcini. Pot să aibă infecție și să nu doară. Deci pacientul poate să simtă bine, măseaua să fie ruptă, să fie descos, dar în interior să fie o osteită, un proces inflamator atât de grav, încât dacă medicul nu curetează bine după extracție, poate să recidiveze, să se transforme în tumoră benignă și apoi malignă. Sunt foarte multe cazuri, da, chiar și la tineri am văzut. Și atunci trebuie să explicăm pacientului că noi trebuie să vedem pe radiografie, să citim, să interpretăm ceea ce se află în os. El vede doar la suprafață. Și în os vedem cum este măseaua, cum este rădăcina, dacă este ruptă, dacă are infecție, câte rădăcini sunt. Tu poți să vezi cu ochiul liber 2 rădăcini sau poți să zici, presupun că e o rădăcină și molarul respectiv să fie o anomalie, să aibă 4 rădăcini. Dacă rămâne o rădăcină, atunci apar osteite, necroze, alte complicații care pot să dea chiar decesul persoanei respective. De ce mai cere radiografie?
Măselele au contact la nivelul osului maxilar cu sinusul maxilar. Dacă noi facem o extracție a unei măsele și nu suntem atenți cât de subțire este osul spre sinusul maxilar, sinusul acesta se poate perfora și dăm deja în alte afecțiuni de sferă orele. Și atunci trebuie să facem o sutură specială, poate o adiție de os, poate să punem o membrană după extracție pentru ca vindecarea să fie facilă, sănătoasă și ca la carte. Îmi place că ne explici atât de bine încât înțelegem efectiv de ce ni se cer lucruri. Poate că în momentul în care mergem la medic nu este timpul acela necesar să povestim toate lucrurile astea și cred că atunci când mergem cu o informație corectă deja la medic este mai ușor și pentru noi ca pacienți, dar și pentru el ca medic, pentru că practic deja trecem la treabă fără să trecem prin toată această poveste importantă de altfel. De ce sunt numiți molarii de minte așa și în cazul în care ei nu apar, cum ai și spus la început, înseamnă că nu avem minte? Da, e interesantă denumirea. Este o glumă internă veche. Da, este interesantă denumirea, mă amuză întotdeauna, mai vin cuplul care spune, i-a dat soției măseaua de minte, așa că de mâine este mai inteligentă. Au legătură cu vârsta de 18 ani, pentru că în jurul vârstei de 18 ani apar ei și la 18 ani se presupune că ești major și ți-ai responsabil în mâini și poți să iei decizii. Cam asta e legătura. Mulți pot să nu apară, deci sunt pacienți care nu au muguri de măsele de minte, au anodonția aceasta, ceea ce este pentru mine un lucru bun. Pentru că dacă ei vor fi de operat, vindecarea de după este foarte complicată, este un proces destul de traumatic. Dar sunt și pacienți care au măsele de minte și atunci se impune o evaluare la 6 luni a lor, radiografii anuale, pentru a vedea dacă au un proces acut, pentru că de cele mai multe ori ele ies oarecum cariate, pentru că erupția lor este destul de greoaie și apar de multe ori cu carii, sau sunt într-o anumită poziție în care nu se poate face periajul corect și se cariază foarte repede și dau foarte multe complicații. Deci dacă nu apar, nu trebuie să ne speriem, este un lucru chiar bun. Da, exact, nu avem nimic în minus. Exact. Ce se întâmplă dacă avem indicație să-i extragem și nu facem acest lucru? Ce complicații apar? În formularele noastre, în fiecare cabinet, îl obligăm pe pacient să dea o semnătură. Dacă noi, ca și medici, considerăm că este de scos măseaua, deci este un proces acut și pacientul nu vrea, el semnează, refuz tratamentul. De asemenea, eu personal refuz pacienții care vor extracție de măsea, dar poate măseaua aceasta este salvată. Deci, ca și medic, trebuie să îți menții jurământul lui Hipocrate și atunci să hotărăști ceea ce este cel mai bine pentru pacient. El poate să refuze sau să accepte cazul respectiv. Sunt cazuri în care, de exemplu, la o gravidă, poate nu putem face extracția, nu se pot face radiografii. Atunci cumva temporizăm procesul. Am avut destule cazuri și vedeam pacienta respectivă la 2 săptămâni, la 3 săptămâni, tip în care puneam un pansament calmant compatibil cu sarcina, ulterior compatibil cu alăptarea. În ziua de astăzi, apropo de anestezie, există variante suficiente și pentru lăuze, și pentru gravide, și pentru cardiaci. Trebuie doar să fie o colaborare medic-pacient și trebuie să fie și o adâncă monitorizare. Apropo de anestezii și de extracție, vreau să menționez aici pacienții cu anticoagulante, pentru că la fel în România am constatat o ușoară, nu dezinteres, o ușoară neglijență a pacientului când vine la medicul stomatolog și spune vreau să-mi scot măseaua și atât. Nu, măseaua aceasta are legătură cu toate terminațiile nervoase de la extremitatea cefalică. Dacă tu ai o problemă cardiovasculară, dacă e anticoagulante și nu spui, atunci repercursiunile sunt grave. Tratamentul cu anticoagulante trebuie întrerupt cu cel puțin 2 zile înainte de extracția dentară, da? Trebuie ca medicul stomatolog să aibă o cooperare foarte frumoasă cu medicul cardiolog, acesta să prescrie un tratament și medicul după ce face extracția să recomande să reia tratamentul cu anticoagulante. De asemenea, la pacienții cu afecțiuni cardiovasculare este foarte important o analiză, se numește INR. Aceasta are o legătură cu timpul de trombină, adică pur și simplu se calculează în câte secunde se coagulează sângele în raport cu niște reactivi și această analiză este foarte importantă. Trebuie ca valoarea să fie mai mică sau egală cu 2,1 și dacă valoarea depășește, atunci nu se poate face extracția. Deci sunt niște analize, niște colaborări, chiar și în cazul unor extracții de măsele. Toată lumea spune, nu este o operație complicată, nu e o operație pe cord. Așa este, dar orice repercursiune de la nivelul dentar poate să afecteze și starea generală. Sunt cazuri în care pacienți cu infecție la măsele au făcut endocardite, au avut avorturi spontane sau afecțiuni renale sau pur și simplu la nivelul creierului au făcut o tromblofevită de sinus cavernos. Deci există o strânsă legătură între toate acestea. Și lucrurile sunt foarte importante chiar dacă pare o măsea mică de câțiva milimetri, un centimetru, doi. Exact. Totuși e un lucru important acolo că nu este degeaba așezat. Exact.
Putem considera că extracția molarilor de minte poate fi o măsură de prevenție? Ne spuneai că în momentul în care nu au loc să iasă sau sunt foarte înghesuiți, extracția lor practic poate ajuta să nu se carieze cei de lângă sau să nu înghesuie de mult pe ceilalți din față. Da, de aceea se recomandă o radiografie panoramică, mai ales în cazul adolescenților, care cei mai mulți, să zicem, cred că 80% din adolescenți au început să poarte aparate dentare. În cadrul radiografiei vedem exact poziția mucurilor intraosos. Și, de exemplu, în America, în Germania, în țările baltice, se recomandă operația mugurelui dintelui, măsele de minte, deci încă de pe la vârstă de 14-15 ani, pentru a nu apărea aceste probleme ulterior. Nu sunt de acord în totalitate cu acest caz, depinde de la pacient la pacient, dar pe baza radiografiei putem vedea dacă axul lui de erupție, axul măselei de minte, axul de erupție va fi corect sau va afecta o măsele de lângă. Pentru că ne-ai băgat deja în această poveste interesantă în care înțelegem că lucrurile nu sunt deloc simple, așa cum le vedem noi la prima vedere, în ce constă exact extracția unui molar? A unui molar de minte, încep cu molarii de minte, pentru că ei sunt cei mai dureroși și toată lumea se sperie de molarul de minte. Pentru că sunt foarte în spate. Da, sunt foarte în spate. Poziția molarului de minte de la nivelul mandibular este aproape de osul alveolar inferior, de nervul alveolar inferior. Și în cazul în care pacientul se mișcă sau rădăcinile sunt aproape de acest nerv, pot să apară paralizii temporare sau de lungă durată. Molar de minte superior, spuneam, legat de sinusul maxilar. Pacientul trebuie să înțeleagă că înainte de a veni la operație, pentru că este vorba de o operație, această extracție, nu trebuie să consume cafea, băuturi alcoolice, nu trebuie să consume nicio substanță pe bază de cafeină, cofeină, cocaină și alte de-astea, pentru că nu mai prinde anestezia, da? La fel cum vor fi indicațiile de după extracție dentară. După extracție dentară, aș putea să amintesc puțin, nu se vor consuma băuturi alcoolice, nu se va fuma, nu se vor consuma lactate, va fi un repaus total la pat și multe alte indicații. Ce rol joacă anestezia? Anestezia, practic, îi trimite la somn pe nervișori pentru ca medicul să poată scoate această măsea. Dacă măsea este ruptă, măsea se scoate cu niște instrumente speciale, nu cu clește, cum vedem în poze. Sunt niște instrumente speciale numite elevatoare sau sindezmotoame și se scoate bucată cu bucată sau rădăcină cu rădăcină. Există procese în care apelăm la freze să separăm rădăcinile pentru ca procesul să fie cât mai puțin traumatic pentru pacient. Sunt cazuri în care nu se poate scoate atât de ușor o măsea și atunci se apelează la perforarea osului, la tăierea osului și după aceea la chiuretarea alveolei. În cazul molar de minte, dacă aceștia nu se văd, se taie osul și iarăși procede de separarea rădăcinilor și scoaterea lui monobloc sau bucată cu bucată. Deci depinde de caz. Cam asta este manopera de extracție dentară. Pur și simplu, anestezia omoară, în ghilimele, frica pacientului. Am mulți pacienți care vin la cabinet și spune, dar îmi faceți cu anestezie, da? Zic, da, și mă apropii de ei cu anestezia locală, care este o cremă pe baza căreia nu se simte înțepătorece, dar îmi face și injecție. Bineînțeles că facem și injecție. Seringile din ziua de astăzi și fiolele de anestezie sunt atât de ușor de folosit, sunt niște carpule speciale, pacientul cu aceste acea traumatice nici măcar nu mai simte înțepătura, totul anestezia. Pur și simplu pacientul este relaxat, medicul scoate măseaua și pacientul își ia responsabilitatea de după, ce spuneam, indicațiile de după. Deci nu mai este trauma de dinainte când spunea că se urcă medicul cu genunchiul pe scaun și trage de pacient. Nu, nu. Acum e totul pur și simplu ușor. De multe ori îmi spune asistenta, zice, doamna doctor, să știți că ați cântat în timpul extracției. Da, serios? Zice, da. Sunt foarte relaxată eu ca medic, pentru că lucrând de 12 ani de zile, știu exact cam ce instrumente să iau, cam cum să inspir pacientului relaxarea aceasta. Nu îmi place să panichez pacientul, vezi că e greu. Nu, îi spun, va fi o operație complicată, vezi că nu ți-o scot în 2 minute, va dura 30-40 de minute, pentru că și încerc să explic de la caz la caz complexitatea operațiunii și atunci, dacă anestezia este bine făcută și pacientul a respectat indicațiile, dar nu consumă aceste băuturi pe bază de cofeină, atunci totul decurge ca la carte. Foarte rar sunt pacienți ultrasensibili care au nevoie de o carpulă sau două de anestezic în plus. Foarte rar. Este important să precizăm cât este de complexă această intervenție, pentru că studiile spun că suntem cei mai slab informați pacienți din Europa, ceea ce este trist pentru noi, și încă facem, din păcate, extracțiile acestea acasă și să răcem de vremurile de mult apuse când se făceau la cizmar sau potcovar sau fierar în sat. De ce este important să apelăm la un medic specialist care face această intervenție cu simț de răspundere și cu mulți ani de experiență în spate?
primul rând, nu doare la noi. Ne facem anestezie. Facem anestezie, avem grijă. Sunt pacienți care, să vorbim acum de dinții parodontotici, care se mișcă aici și să scot singuri acasă dinții. Dintele se mișcă, pacientul scoate dintele acasă pentru că se mai ține foarte puțin la vârful rădăcinii. Dar ce nu înțelege pacientul este că după această extracție trebuie chiuretată zona, trebuie curățată toată zona, pentru că dacă dintele s-a mișcat, osul este topit și infectat cu diverse. Și atunci medicul trebuie să chiureteze foarte bine, să facă o adiție osoasă, să aplice o substanță specială pentru această infecție. Nici măcar la copii, să știi că nu mai văd acum extracții făcute acasă, pentru că, nu știu, datorită dietei, poluării, nu știu, geneticii, dinții de lapte, măsele de lapte nu mai cad singuri acasă. Deci o chestie foarte interesantă pe care am observat-o în decursul a 12 ani de experiență, pacienții sunt mult mai instruiți acum și părinții își aduc copiii la stomatolog, pentru că noi avem unguiente pe bază de diverse fructe. Copilașul are niște ochelari speciali puși pe ochi, e relaxat, se uite la televizor, la desene animate și noi îi scoatem ușor dințișorul, îi oferim un breloc cadou cu o măseluță și atunci pleacă acasă încântat. Deci nu mai este chestia asta să facem acasă. E un confort asigurat într-un spațiu igienic, într-un spațiu steril, un confort care îți asigură calitatea actului operator. Vreau să amintim din nou care sunt acele cazuri în care nu putem face extracții, deși avem indicație pentru asta. Așa cum spuneam, în cazuri de leucemie acută nu se pot face extracții, nu se pot face extracții când dintele e sănătos. Deci chiar dacă pacientul vrea, deci sunt oameni care zic vreau să scoateți măseaua să scap, îmi pun implant și gata. Nu. Haideți să încercăm să tratăm. Deci prima etapă e cea de a încerca de a trata măsura respectivă, dacă sunt șanse de vindecare peste 50%. Nu se mai fac în cazul în care există acest tratament cu chimioterapie și în cazul în care infarctul miocardic acut este apărut mai devreme de 6 luni de zile. La fel, sunt precauții speciale de luat în cazul în care sunt leucemii acute și în cazul în care pacientul ia tratament cu anticoagulante, trebuie neapărat o colaborare cu medicul curant. De multe ori pacienților le rușine să meargă la medicul respectiv să ceară indicații sau o colaborare, dar trebuie să înțelegem că așa se procedează medical, trebuie să colaborăm unii cu alții. Și mai sunt anumite contraindicații locale, ca să spun așa, în cazul în care pacientul este foarte umflat, are un proces infecțios, atunci trebuie drenată această infecție, nu putem face tot timpul la cald extracția și după ce se elimină această infecție, putem scoate măsura respectivă, pentru că nici nu prinde anestezia, durerea este îngrozitoare, deci nu poți să rezolvi într-o ședință. Sunt pacienți care vin umflat cu tot cu ochi și spun vreau acum să rezolvați totul. Nu se poate rezolva mereu, sunt cazuri, adică Chiar există în România chestia asta, mă duc la stomatolog într-o ședință, dau banul și gata, rezolv totul. Nu întotdeauna se poate într-o singură ședință. Femeile însărcinate, ce vești le oferim? În primul rând, celor care doresc să-și rămână însărcinate, le recomand să-și trateze toate afecțiunile dentare și gingivale înainte de a rămâne însărcinate. Dacă nu și-au tratat și-au neglijat, există multe manopere care se pot face doar cu un ușor risc, ca să spun așa. Există anestezice speciale, dacă înainte se spunea că nu se pot face în primul trimestru de sarcină și în al treilea trimestru anestezii, acum oarecum indicațiile sunt puțin mai lejere. Sunt anumite anestezice speciale care merg în sarcină. Eu personal am anumite rezerve față de aceasta, pentru că sunt și o mamă și nu știu ce mi-aș face mie, n-aș face altuia și încerc oarecum să temporizez, măcar după sarcină, după naștere, să realizez această extracție dentară. În cazuri excepționale, da, se poate face, pentru că orice infecție care nu reușește să fie eliminată, în primul trimestru poate să dea malformații ale fătului, iar în al treilea trimestru poate să dea un avort spontan. Trecem și la partea bună și ultima parte a subiectului, care se referă la recuperare, vindecare și efectiv ce avem de făcut acasă. Prima întrebare, cât durează recuperarea după extracție și efectiv ce avem de făcut acasă? Sunt pacienți care se vindecă repede și pacienți care se vindecă mai greu. Și toți spun, da, materialul clientului, zic, da, dar și mâna doctorului. Întotdeauna prefer să le dau pacienților indicații scrise acasă, pentru că am observat că atunci, după operația respectivă, după anestezie, pacientul este ușor bulversat, nu știe, chiar dacă nu este operație, știu, de cezariană sau pe col, totuși este operație în care pacientul este conștient, pentru că nu este anestezie generală. Și atunci îi dau indicații scrise, în care îi spun, cuvânt cu cuvânt explicat așa, pe înțelesul tuturor, repaus. În primul rând trebuie să ai un repaus de 48 de ore.
Nu se fumează, nu se consumă lactate sau băuturi acidulate sau băuturi alcoolice. Se respectă medicația, dar cel mai multe ori se dă un antibiotic pentru 3 zile, antiinflamatoare. Pacientul este sfătuit să vorbească cât mai puțin la telefon, pentru că sunt aceste radiații care împiedică vindecarea. Nu recomand efortul fizic sau una salină pentru 10-14 zile, mai ales în cazul copiilor se vor da scutirile la sport. Pacientul trebuie să înțeleagă că este o operație și, cum să spun, să aibă o grijă, o igienă specială. În prima zi nu vreau să scuture, nu să clătească energic zona respectivă. Sunt foarte mulți care apelează la ceaiuri și în prima zi clătesc. Nu. Prima zi chiar este indicat să nu se spele pe dinți pacientul, să mănânce chestii legere, o supă, un piure și să nu clătească, pentru că altfel nu se mai formează acel chiac de deasupra și rana nu se poate închide de deasupra, da? Și atunci apare o sângerare tardivă. După ce iese imediat din cabinet, trebuie să țină 2 ore niște compreze cu presiune pe rană, pentru ca rana să își oprească sângerarea și pe urmă, după acele indicații scrise acasă, trebuie să le respecte. Nu se menține căldură la nivelul locului respectiv, se dau niște punci de gheață instant pe care pacientul le menține pe obraz 15 minute cu pauză de 15 minute, fără fulare, căciuli, infofoliri, nu. Deci după operație, întotdeauna se ține rece, deci primele 3 zile. Cam acestea sunt pe larg indicațiile. La cât timp după extracție putem mânca? Teoretic, la 3 ore după. Acum depinde și când se dezmorțește pacientul, pentru că anestezia aceasta, în general, amorțește cam un sfert de gură și pacientul nu simte obrajii, limba și se poate mușca, poate să apară o aftă, un herpes. Poate să apară deci o masticație cam la 6 ore după, dar este indicat să bea, nu știu, o supă, ceva cu paiul, dacă vrea neapărat să mănânce imediat după. Știm că, evident, fiind acolo un traumatism, trebuie să mâncăm alimente cât mai moi, care să nu ne deranjeze. Dar ne-a spus că nu avem voie la lactate. Deci, adio, lapte, prânz și iaurt. Ce putem consuma altceva? Da, eu personal nu recomand lactatele. Sunt unii medici care recomandă. Eu merg pe principiul acesta conform experienței mele, pentru că am observat că aceste lactate, rămânând în rană, fermentează. Pacientul nu are așa grijă a doua zi poți să speli pe dinți. Nu are grijă să se spele în rana respectivă, începând cu a doua zi. Și dacă sunt aceste resturi de lactate, brânză, lapte, știu eu, rămân acolo în rană. Și atunci, ca să evităm toată situația asta, nu recomand lactatele. Și poate să mănânce un piure, o supă, trebuie să se hrănească, deci asta este clar. Ce rol joacă acea clasică clătire cu apă și sare? Sincer, nu știu. Deci nu recomandați. Când eram mică, știu că foloseam sara în cazul de otită. Îmi punea mama la ureche, nu știu, local. Eu recomand clătirea cu apă de gură sau un ceai de salvie, dar începând după 24-48 de ore, ca să aibă timp să se formeze acest cheag. Probabil că are un rol, deci este o chestie naturală, totuși apa cu sara. Nu pot să zic că am văzut ceva demonstrat. Și pentru că noi de multe ori acționăm doar atunci când înțelegem de ce trebuie să facem un anumit lucru, vreau să mă întreb la final de ce este important să nu fumăm în acele prime 72 de ore. În primul rând, pacienții care fumează au și un tartru și o colorație a dinților. Eu recomand la cel puțin 3 luni un periaj profesionist, la 6 luni de tartraj. Cei mai mulți care vin să-și scoată o măsea și sunt fumători au carii, au tartru pe lângă rană. Și dacă și fumează, atunci se produce o vasoconstricție a vaselor, nu se mai facilitează vindecarea aceasta ușoară a alveolei. Fumul acela are destule componente chimice și gudronul acesta afectează închiderea frumoasă a rănii. Vă mulțumesc tare mult. Este o plăcere să port discuții cu oameni pregătiți care sunt dispuși să ajute și pe semenilor care evident nu au această capacitate sau încă nu s-au pregătit ca să-și poată administra singurii tratamente. Vă mulțumesc tare mult. Cu drag. Continuăm Mens Sana. Îți mulțumesc pentru că ai rămas alături de mine până la finalul ediției. Eu sunt Constanța Bălașa și îți dau întâlnire în fiecare zi de duminică de la ora 12, doar aici la A7TV, pentru a afla informații de calitate care pot crește calitatea vieții noastre. Așadar, nu uita să-mi transmiți întrebările și sugestiile tale, pentru că vreau să vin în întâmpinarea nevoilor tale. Până data viitoare, multă sănătate și poftă de viață!